Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de luni 23 noiembrie. Ca de obicei, vă reamintesc că aceasta este o etalare generală, prin urmare luați din ea doar acele mesaje care se aplică pentru voi. Țineți minte că eu nu prezic viitorul, viitorul este în mâinile voastre, eu doar vă interpretez potențialul energetic al zilei, astfel încât să puteți să luați decizii informate, să știți care sunt riscurile și oportunitățile fiecarei zi. Indiferent dacă urmărești pentru tine, pentru partener, parteneră, pentru familie, prieteni, copii, este foarte important de reținut că noi aici nu judecăm pe nimeni, nu dorim răul nimănui și nu folosim aceste informații în scopuri malefice. Noi ne susținem reciproc, creștem împreună și evoluăm împreună în toate planurile, mental, spiritual, emoțional și fizic. Bun, și înainte să începem, vreau să le urez la mulți ani tuturor celor născuți astăzi, sper să aveți o zi minunată. Și acum să extragem mesaje pentru dragoste, sănătate, bani, situație financiară. Wow! Pentru ziua de luni 23 noiembrie avem doar cărți importante care combină în ele atât energia din arcanele majore cât și din arcanele minore. Hai să vedem. În dragoste avem o carte care combină energia îndrăgostiților cu șasele de cupe. O carte foarte frumoasă pentru situația de dragoste, pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată. Astăzi o să aveți ocazia să petreceți niște momente foarte frumoase alături de partenerul sau partenera voastră. Niște momente care să vă readuc aminte cum era relația voastră la începuturi, când de-abia vă cunoșteați și totul era wow, frumos, interesant și orice interacțiune cu partenerul, partenera vă dădea fiori. Pentru cei care sunteți singuri, astăzi aveți ocazia să vă reconectați cu o persoană, poate din trecutul vostru, cu o persoană cu care ați mai avut ceva contact în trecut, sau cu o persoană care vă face să vă simțiți tineri, vă dă un influx de energie și vă duce cu gândul la tinerețea voastră, la vremuri din trecut când erați mult mai fericiți. Energie foarte frumoasă pe sectorul dragostei pentru ziua de azi. Hai să vedem în sănătate. Pe sectorul sănătății avem o carte care combină energia nebunului, prima carte din tarot, cu cea a jokerului. Începeți ceva nou. Începeți un tratament nou, o dietă nouă, o terapie nouă, un nou regim sau o nouă rutină de exerciții fizice. O să fie un drum lung, dar e important să știți că la finalul acestui drum veți fi o variantă mai bună a voastră, veți fi mai sănătoși, veți avea mai multă energie, vă veți asigura longevitatea pe termen lung. E foarte important să porniți pe acest nou drum cu entuziasm, fără frică, pentru că lucrurile o să iasă în favoarea voastră. Și hai să vedem în carieră, afaceri, bani, situație financiară. Aici avem o carte care combină energia arcanei majore soarele cu arcana minoră nouăle de bâte. Pentru voi se clarifică astăzi ceva la locul de muncă sau în afaceri. Se clarifică și în același timp se simplifică lucrurile. O parte dintre voi s-ar putea să înceapă proiecte noi, joburi noi. Dacă vă gândiți la o investiție financiară, asigurați-vă că înțelegeți toți termenii contractului, că investiți în ceva simplu și ușor de înțeles, nu vă băgați în lucruri pe care nu le înțelegeți. E o zi bună pentru noi inițiative, dar acestea trebuie să fie clare, simple, ușor de înțeles. Dacă începeți o afacere cu un leu sau un săgetător, o să vă aducă foarte multe recompense. Și hai să scoatem un card de înțelepciune. Ghidare intuitivă pentru ziua de luni. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Da, lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, nu atunci când îți dorești tu să se întâmple. Cer ajutor, îi spun vieții ce vreau, iar apoi permit să se întâmple acest lucru. O energie foarte frumoasă pentru ziua de luni.
o zi bună pentru inițiative de tot felul, atât în dragoste cât și în sănătate, dar și în carieră. Și vedem aici că universul este de partea voastră. Vă va aduce rezultatele pe care vi le doriți, chiar dacă nu vi le aduce astăzi, azi e ziua în care inițiați, în care porniți pe drumul către ceea ce vă doriți să obțineți. O zi foarte frumoasă, sper să aveți și o săptămână la fel de frumoasă ca această zi de luni. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Până mâine, vă doresc să aveți o zi minunată. Pa, pa!